Victimele accidentelor de muncă și ale îmbolnăvirilor profesionale au fost comemorate în cadrul unei ceremonii organizate de Confederația Națională a Sindicatelor cu ocazia Zilei Internaționale a Securității și Sănătății în Muncă, marcată anual la nivel internațional pe 28 aprilie. Este de menționat că prin marcarea acestei zile se urmărește evidențierea importanței dezvoltării unei culturi preventive privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Confederația Internațională a Sindicatelor pentru Activitățile Sindicale ale anului 2018 este organizația sindicală salvează vieți. Este un slogan bazat pe acțiuni practice și demonstrează rolul sindicatelor la nivel mondial în îmbunătățirea securității și sănătății în muncă la locul de muncă. Gerierii cu Organizația Internațională a Muncii, Zile Mondiale pentru Securitate și Sănătate în Muncă, este îmbunătățirea asigurării și sănătății tinerilor lucrători. Statisticile arată că ponderea accidentelor de muncă în care sunt implicați tinerii este foarte mare. Cei 541 de milioane de lucrători tineri, vârsta de 15-24 de ani, care includ 37 de milioane de copii antrenați în muncă periculoasă, pentru ei reprezintă mai mult de 15% din forța de muncă totală din lume și suferă în urma accidentelor de muncă cu o rată de 40% mai mare decât lucrătorii adulți în vârstă de peste 25 de ani. Campania Zilei Mondiale a Securității și Sănătății în Muncă din 2018 evidențiază importanța abordării acestor provocări și a îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor tineri, nu numai pentru promovarea unui loc de muncă decent pentru tineri, ci și pentru conectarea acestor eforturi la combaterea muncii periculoase și a tuturor celorlalte forme a muncii copiilor. Îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă depinde de modul în care sunt aplicate prevederile actelor legislative și normative din domeniul muncii, aplicabile în Republica Moldova. În cadrul activității, conducerea Inspectoratului Muncii al sindicatelor s-a arătat îngrijorată de evoluțiile din ultima perioadă și tendințele înregistrate. Anual în economia mondială își pierd sănătatea în jur la 2-3 milioane de oameni în urma accidentelor de muncă. Deci asta e o cifră care se poate compara ca urmarea unui război. În Republica Moldova, de statistica prealabilă care o avem în 2017, avem comunicate la Inspectoratul de Stat a Muncii în jur de 417 evenimente. Undeva în jur la 105 evenimente au fost date spre cercetare inspectori de muncă, din care 54 de evenimente au fost accidente, au fost mortale. În urma cercetării au fost clasificate 29 de accidente mortale și 32 de accidente cu caracter foarte grav. Aceste cifre ne îngrijorează de ani, de ani ce trece. Confederația Națională a Sindicatelor vine cu o solicitare față de angajatori și față de lucrători, față de angajatori, să organizeze locurile de muncă în strict conformitate cu cerințele de securitate și sănătate a muncă, să instruiască personalul la locul de muncă, să asigure cu echipamente individuale de protecție, iar lucrătorii la rândul său să îndeplinească acele cerințe, să însușească instruirea pe care o efectuează angajatorii și să respecte cerințele minime la locul de muncă, să vină sănătoși la lucru și sănătoși să plece acasă. Pentru a conta pe rezultate concrete în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, este necesar să fie create și aplicate sisteme de management al securității și sănătății în muncă la toate locurile de lucru. Despre acțiuni în această direcție ne-a comunicat conducerea Inspectoratului de Stat al Muncii. Republica Moldova s-a raliat la toate normele de drept internațional și inclusiv Republica Moldova a acceptat anual să comemorăm Ziua Internațională a victimelor care au suferit în accidente de muncă. Și astăzi ne aflăm în incinta Casei Sindicatelor pentru a comemora această zi și victimele care au suferit. Ceea ce ține de activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii, Inspectoratul de Stat al Muncii supraveghează modul în care se respectă relațiile de muncă în cadrul unităților. De asemenea, noi verificăm ca în contractele individuale de muncă care sunt încheiate cu salariații în cadrul unităților să fie stipulate riscuri
riscurile specifice ale funcțiilor respective și dacă aceste riscuri au fost aduse la cunoștința salariaților în scopul prevenirii accidentelor. De asemenea, potrivit reformelor și ultimelor modificări care au intervenit în legislație, inclusiv în legea privind securitatea și sănătatea în muncă, legea specială prin Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul în prezent își conjugă eforturile de comun cu celelalte 10 autorități care au competențe de control în domeniul siguranței ocupaționale pentru a demara activitățile de supraveghere în acest domeniu. Data de 28 aprilie la nivel internațional este o zi dedicată comemorării celor care și-au pierdut viața în urma accidentelor de muncă și bolilor profesionale, fiind și o oportunitate de a promova securitatea și sănătatea în muncă. Din anul 2010, la inițiativa sindicatelor și în Republica Moldova, ziua de 28 aprilie este oficial recunoscută ca Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă. Fondată în anul 1989, fabrica Viorica Cosmetic, unde activează circa 140 de salariați, membri de sindicat, este cel mai mare producător de produse cosmetice și de parfumerie din Moldova. După ce la începutul acestui an, inspectorii din cadrul Inspectoratului Muncii al sindicatelor au efectuat controle la întreprindere și au venit cu unele recomandări, echipa emisiunii Dialog Social a efectuat o vizită la fața locului pentru a vedea care sunt condițiile de muncă, cum sunt respectate drepturile salariaților, ce prevede sunt incluse în contractul colectiv de muncă și cum au fost aplicate propunerile venite de la inspectorii de muncă ai sindicatelor. Vizita de lucru a fost planificată și efectuată pentru a acorda un ajutor practic în domeniul evaluării factorului de risc la locul de muncă. În timpul controlului efectuat au fost depistate mai multe abateri de la normele în vigoare, ce țineau de depozitarea materialelor, ce țineau de securitatea antiincendiară, decăderi de la același nivel sau de la înălțime. Și vreau să vă spun că e un fapt îmbucurător pentru mine, fiindcă astăzi vedem că s-a făcut ordine, majoritatea încălcărilor au fost înlăturate. După cum observăm, condițiile de muncă la fabrică sunt decente, lucrează toate sistemele de ventilare, aspirare. Linii tehnologice, după controlul efectuat, au fost dotate cu ecranii de protecție, cu inscripțiile respective. Lumea a fost dotată adăugător cu îmbrăcăminte de protecție, de lucru. Lucrătorii sunt asigurați și cu ospătărie, și cu băi, garderoabe și așa mai departe. Este un exemplu pozitiv în zilele noastre față de alți agenții economici. Potrivit liderului sindical al întreprinderii, pentru a asigura condiții bune de muncă și a proteja sănătatea salariaților, administrația le-a oferit un dispozitiv performant de restabilire a aparatului locomotor. Este de menționat și faptul că aici sunt implementate diverse programe sociale de susținere a salariaților. Un program social, mai avem și cantină, în care oamenii mănâncă cu plata suplimentară de la administrație. Afară de asta avem un punct medical la care oamenii angajații primesc prim ajutor. Ce alte beneficii au salariații de la întreprindere? Multe beneficii. Avem foi de tratament, tot avem grafic special, avem foi pentru odihnă copiilor, condițiile de securitate a muncii în timpul de față la fabrică sunt potrivite. Deci dacă apare o problemă, noi permanent ducem tratative. Contractul colectiv de muncă la noi este respectat. Din 2009 la fabrică avem competent pentru securitate de muncă. El lucrează permanent. Ședințele se petrec o dată în quartal și toate problemele care în timpul ăsta apar, noi le rezolvăm, eu aș zice, cu timpul de față, cu succes. Inspectorii de muncă a sindicatului permanent se interesează de lucrurile, de starea lucrurilor, de securitatea muncă a fabricii și dacă apare o întrebare, chiar vin cu ajutorul lor și cu ajutorul lor noi tot rezolvăm toate problemele. Toate persoanele care activează aici sunt angajate conform contractului colectiv de muncă. Fiecare persoană trece prin instructaj general de securitatea muncii, care este făcută de inspector al nostru care la noi activează. La noi toate este bine, salariile sunt bune, la timp,
statice. Și de lucru avem. Și suntem mulțumiți de toate. Sunteți mulțumite de condițiile de muncă? Da, avem condiții bune de lucru. Suntem mulțumiți de salariu. Este bine, avem de lucru. În ajunul aniversării a 29-a de la fondare, marcată anuală în luna mai, am discutat cu directorul general al întreprinderii despre modul cum se implică administrația în protecția salariaților, dar și despre situația din ramură, provocările existente și obiectivele pentru viitor. Avem încadrați foarte mulți tineri, care este o echipă destul de bună, cu care ne mândrim și care sperăm că în viitorul apropiat se vor mândri și ei, cei noi care s-au încadrat în echipă, vor lua suflul priorității că activează în Republica Moldova și activează la producere. Avem contractul colectiv de muncă, care este un parteneriat al sindicatelor și patronilor. Condițiile de muncă pentru salariați sunt la nivel foarte înalt. Avem la dispoziție o cantină unde își pot lua masa angajații și celelalte aspecte a contractului colectiv cât privește concediu, ajutoare, materiale, susținere, toate sunt parte a contractului colectiv de la Viorica Cosmetica. O deosebită atenție se acordă condițiilor de muncă și condițiilor de securitate a angajaților, deci asupra acestui fapt mai veghează și Comitetul de Securitate în Muncă, mai avem și Comitetul Sindical ca membri al sindicatelor, de fapt sunt toți angajați în întreprindere. Inspectorii muncii ai sindicatelor urmează să efectueze vizite și la alte întreprinderi pentru a vedea cum sunt respectate cerințele în domeniul securității și sănătății în muncă. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a dat start în orașul Orhei unui ciclu de seminare de informare cu genericul Negocierea și încheierea contractelor, prioritatea organizației sindicale, implementat în cadrul campaniei Contractul colectiv de muncă, garanția drepturilor tale. La eveniment au participat lideri sindicali din raion și reprezentanții ai centrelor sindicale naționale ramurale. Astfel de seminare au fost organizate zilele trecute la Soroca și Cimișlia, iar pe parcursul anului sunt programate și în alte localități. Republicii. La întrunirea inaugurată la Orhei, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc, a informat asistența despre acțiunile și realizările Confederației în anul precedent și obiectivele pentru 2018, în contextul declarării anului contractelor colective de muncă. Noi am discutat și la o ședință a Comitetului Confederal rezultatele negocierilor și situației în domeniul încheierii contractelor colective de muncă în anul 2017. Am prezentat o informație data de 19 aprilie la ședința Consiliului General, deci la care s-a discutat și aspectele ce sunt de activitate a Confederației, a tuturor sindicatelor de ramură și a fost prezentată și o informație ce ține de campanie care a fost lansată, contractul colectiv de muncă, garanție drepturilor tale. Dar vreau să vorbesc câteva cuvinte despre situația cu contractele colective de muncă. Conform informației de anul trecut, 2017, în Republică avem 4.570 de contracte colective de muncă. De fapt, organizații sindicale avem mai multe, undeva 6.500-6.600 de organizații sindicale, dar asta nu înseamnă că nu avem aproape contracte colective de muncă la fiecare organizație, fiindcă avem foarte multe structuri, cum ar fi, de exemplu, Moldtelecom-ul. Avem structuri în fiecare raion, dar avem un singur contract colectiv de muncă. Sau Poșta Moldovei, același lucru. Sau avem mai multe structuri unde au un singur contract colectiv de muncă, dar care includ în sine mai multe organizații sindicale primare. De aceea, procentul de cuprindere cu contractele colective de muncă, noi avem undeva la 97% din numărul total de membri de sindicat. Deci diferit este situația în sectorul bugetar, în sectorul real al economiei, rezerve mai sunt foarte multe. Sergiu Sainciuc a mai precizat că în cadrul acestor întruniri, liderii sindicali din teritoriu vor fi instruiți cum să negocieze cu angajatorii clauzele incluse în contractele colective de muncă. La rândul lor vor instrui alte persoane în acest sens, iar rezultatele obținute în cadrul campaniei Contractul colectiv de muncă, garanția drepturilor tale, vor fi analizate în luna martie 2019. 25 de persoane în materie de negocieri, vor fi președinți lideri ai
organizațiilor sindicale primare, vor fi reprezentanți de la sindicatele de ramură, deci unde o să învățăm cum trebuie să facem aceste negocieri și ca ulterior aceste persoane să ajute și alte organizații la negociere și încheierea contractelor colective de muncă, dar și cel mai important, luna martie deja 2019, vom face o măsură generală de totalizare a rezultatelor implementării acestei campanii, contractul colectiv de muncă, garanție drepturilor tale. La lucrările seminarului a participat Sergiu Morari, consilier al președintelui CNSM și Sergiu Iurcu, șef al Departamentului Protecție Social-Economică din cadrul Confederației. Ei s-au referit la importanța contractului colectiv de muncă, precum și unele aspecte concrete ce se referă la negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă. Menționăm că luna decembrie 2017 CNSM a declarat anul 2018 anul contractelor colective de muncă. Ulterior, la 20 martie, curent oficial lansată campania Contractul colectiv de muncă, garanția drepturilor tale, la Chișinău, Bălți și Cahul. Pentru a afla mai multe detalii despre campanie, accesați www.sindicate.md. Forumul de idei pedagogice Dialoguri Chișinăuiene a ajuns la o nouă ediție. Evenimentul organizat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, Federația Sindicală Educației și Științei, a întrunit peste 120 de cadre didactice și de conducere din municipiul Chișinău. Obiectivul general al forumului a fost promovarea unui dialog social deschis și constructiv în scopul analizei impactului politicilor educaționale asupra sistemului educațional. Este o activitate care ține de instituțiile educaționale din municipiul Chișinău și este și segmentul de colaborare cu Federația noastră și cu Sindicatul Educației din municipiul Chișinău. Avem și noi așteptări foarte mari de la această întrunire, deoarece managerii școlari care vor fi în ateliere vor lucra pe teme concrete legate de condițiile de activitate în școli, conținuturile și reformele curriculare, reformele de nomenclatură a documentelor care trebuie să le întrețină un director, pedagogii din instituții. Prin urmare, este o chestie care vizează condițiile de muncă angajaților noștri și suntem foarte bucuroși că mai avem posibilitatea și noi să exprimăm anumite opinii legate de aceste momente. Vreau să menționez că Ministerul are în ultimul timp o abordare de parteneriat cu sindicatele în ceea ce privește problemele puse în discuție astăzi. Au fost mai multe întâlniri în teritorii în care au fost invitați pe lângă directori și lideri sindicali care își exprimă și ei opinia. Am zis noi că nu numai revendicările sindicale trebuie să fie pe ordine de zi, dar și problemele cele mai importante din învățământ, pentru ca vocea pedagogilor să fie auzită și pentru ca să fie și sindicatele implicate în dezbaterile acestea, care sunt foarte importante pentru sistem. Așteptările sunt mari, colegii au anumite opinii pe care le vom asculta și vom auzi și propunerile lor vis-a-vis de aceste probleme și le dorim succes tuturor în această activitate. Totodată, participanții s-au expus în privința situației din sistem și au comunicat despre soluțiile care ar eficientiza activitatea cadrelor didactice. În cadrul forumului, conducerea Federației Sindicale a Educației și Științei a reiterat necesitatea continuării procesului de negocieri cu guvernul pentru a îmbunătăți situația din sistemul educațional. Vom fi insistenți în ceea ce privește negocierile cu guvernul privind definitivarea proiectului de lege cu privire la sistemul comunitar de salarizare în sectorul bugetar, precum și planificarea mijloacelor financiare necesare în bugetul de stat pentru a pune în aplicare mult așteptată lege. Oamenii așteaptă, speră că legea salarizării le va schimba esențial motivarea de a rămâne în sistem, dar așteptarea nu poate dura la nesfârșit. În cadrul întrevederii cu pedagogii, Monica Babuc, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, a menționat că aceste întrevederi sunt importante pentru a analiza situația din sistem. Monica Babuc a menționat importanța cooperării dintre autoritatea publică centrală, cadre didactice, elevi și părinți, astfel încât măsurile întreprinse pentru redresarea situației din domeniul educației să fie resimțite de către beneficiari. Totdeauna este foarte important și responsabil pentru mine întâlnirea cu cadrele didactice,
mai ales pentru motivul că am lansat, așa cum cunoașteți, în toamna anului trecut, o serie de inițiative de reformă a sistemului de educație, care țin în primul rând de eficientizarea muncii pedagogului în sensul și a ușurării lui și în acest sens am semnat în 27 decembrie trecut un ordin al Ministrului Educației, Culturii și Cercetării care prevede elaborarea și aprobarea a două documente foarte importante, nomenclatorul actelor obligatoriu în, de raportare în învățământ și metodologie de cuantificare a timpului petrecut de pedagog în instituții. Și acum vrem să avem un dialog direct cu cadrele didactice ca să vedem cum sunt implementate aceste documente, dacă ele corespund așteptărilor acestora sau dacă se confruntă cu anume probleme în implementare și există sugestii de îmbunătățire ale acestora. Suntem absolut siguri că și reforma curriculară asupra căreia lucrăm și asupra căreia deja am identificat peste 100 de experți care se preocupă de elaborarea curriculei pentru învățământul timpuriu, pentru toate obiectele din învățământul primar și pentru reconceptualizarea obiectelor educația civică și dirigenția în învățământul gimnazial și liceal, sunt niște subiecte importante pe care le putem aborda astăzi. La rândul ei, Rodica Guțu, director general interimar al Direcției Generale Educației Tineret și Sport din municipiul Chișinău, a menționat că acest forum este o platformă de discuții necesară, unde sunt examinate inițiativele Ministerului de Resort în contextul Codului Educației. Avem un atelier care este ancorat în activitățile Forumul Ideilor Pedagogice, Dialoguri Chișinăuiene. Intenționăm, de fapt, să punem în discuție actele normative care sunt lansate de către Ministerul Educației în contextul Codului Educației. Ne axăm pe 5 aspecte care credem noi că sunt dezbătute foarte activ atât în mass media cât și de către beneficiarii educaționali. Este vorba de nomenclatorul cadrului didactic, este vorba de metodologie de repartizare a orei de muncă, de platforma de înscriere a copiilor e-grădiniță online, de fișa de evaluare a comportamentului copilului și salarizarea ieșferescă. E o problemă care este abordată continuu. Sperăm că vom fi auziți și se va întoarce comunitatea către noi ca cadru didactic pe bune să fie apreciat la justa valoare. Participanții la forum au abordat subiecte ce se referă la managementul aplicării nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, noile reglementări ale metodologiei privind repartizarea timpului de muncă, avantaje și limite în procesul de implementare a regulamentului tip al instituției de învățământ special, analiza eficienței și relevanței grilei de evaluare a comportamentelor manifestate de elevi, funcționalitatea platformei electronice în regim online de evidență, înscriere și transfer a copiilor cu vârsta de până la 7 ani. Școala sindicală din Moldova a ajuns la cea de-a 6-a ediție. În cadrul școlii, cursanții află ce pași trebuie să urmezi ca să ajungi un lider puternic, orator și organizator performant, cum să ai o gândire pozitivă, cum să aplici diverse tactici de negociere. Ei învață să elaboreze și să implementeze proiecte care urmăresc să soluționeze anumite probleme în cadrul întreprinderilor unde activează. În perioada 25-27 aprilie, în incinta Institutului Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, s-a desfășurat sesiunea a doua școlii sindicale din Moldova, la care au participat 27 de tineri, reprezentanți ai 11 centre sindicale național-ramurale. Obiectivele de bază, cum am zis, a sesiunii sunt pregătirea proiectelor, elaborarea proiectelor individuale și de grup a cursanților noștri. Noi am zis că pentru a îmbina teoria cu practica, ar fi bine ca cursanții noștri să elaboreze proiecte de finalizare a instruirii. Tocmai de asta, în mare parte, ne vom ocupa în această sesiune. Ideile principale sunt de informare suplimentară a membrilor de sindicat, de îmbunătățire, de eficientizare a activităților de informare a membrilor de sindicat. Avem câteva proiecte referitoare la securitatea și sănătatea la locul de muncă. Avem idei de proiecte care vizează activitățile de evaluare a factorilor de risc. Și două proiecte care ne bucură că sunt recrutare și organizare, recrutare de noi membri și organizare de noi organizații.
Pe parcursul procesului de studii, tinerii sindicaliști participanți la Școala Sindicală din Moldova sunt ghidați de mentori cu experiență care îi îndrumează în procesul de implementare a proiectelor cu care au venit la acest program educațional inovativ. În cadrul școlii sindicale, participanții vor elabora un proiect. Noi împreună cu ele am identificat problema din cadrul întreprinderii și astăzi am prezentat-o ca idee în cadrul școlii sindicale. Eu, în calitate de mentor, îi voi ghida pe parcursul acestei școli. Mă voi implica în diverse activități împreună cu ei. Vom elabora chiar și acest proiect, deci ca respectiv să ajungem la rezultatul final care ni l-am propus la începutul proiectului. Tinerii au prezentat o gamă variată de proiecte, orientate pe informarea membrilor de sindicat, îmbunătățirea condițiilor de muncă, implementarea unor metode moderne de lucru la întreprinderile unde activează. Tema proiectului este evaluarea factorilor de risc în cadrul întreprinderii ISAP Cantina Liceist. Proiectul constă de a efectua evaluarea riscurilor la locul de muncă, de a elabora proiecte, de a elabora panouri sindicale. Proiectul meu constă în organizarea unui teren sportiv pentru desfășurarea diverselor antrenamente la volei, fotbal și alte probe sportive. Am ales acest proiect pentru a promova în rândul salariaților modul sănătos de viață. Problema care am elucidat-o a fost lipsa unui spațiu de servire a mesei, respectiv proiectul meu se va axa pe faptul de a crea condițiile necesare, infrastructura necesară pentru servirea mesei angajaților. Școala Sindicală din Moldova oferă cursanților posibilitatea de a studia ce este un sindicat, care sunt rolul și obiectivele unei organizații sindicale, principiile de bază ale activității sindicale, bazele legislative și normative, motivația apartenenței la sindicat, managementul organizației sindicale, tehnici de comunicare și negociere, strategii și tactici de recrutare a noilor membri, managementul proiectelor. Cunoștințele acumulate urmează să fie aplicate de ei în activitățile sindicaliste cotidiene. Amintim că Școala Sindicală din Moldova este un proiect educațional implementat de CNSM în 2010, prin care se urmărește dezvoltarea abilităților și cunoștințelor membrilor de sindicat. Care sunt acțiunile angajatorului și a lucrătorului în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și identificării măsurilor privind securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă în cadrul întreprinderii? Conform prevederilor Convenției Colective în ramura construcțiilor, articolul 6.1, alineatul 2, precum și Legea Securității și Sănătății în Muncă, publicată la 10 iulie 2008, articolul 16, în cadrul întreprinderii se constituie Comitetul pentru Securitate și Sănătate în Muncă, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și identificării măsurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă în cadrul întreprinderii. Acest comitet este constituit pe baze paritare. Comitetul pentru Securitate și Sănătate în Muncă asigură colaborarea între angajatori și lucrători în vederea identificării problemelor ce țin de securitatea și sănătatea salariaților la locul de muncă. Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului pentru Securitate și Sănătate în Muncă se aprobă de guvern. Deci, la data de 5 februarie 2009, prin hotărârea Guvernului 95, anexa 2, a fost aprobat regulament cadru de organizare și funcționare a Comitetelor pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții Sindicons face apel către toți angajatorii și lucrătorii să constituie Comitetele pentru Securitate și Sănătate în Muncă în cadrul întreprinderilor. După cum li s-a promis anterior, de către conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, copiii de la Centrul de Plasament Temporar pentru Copii în Situații de Risc Brândușa, din orașul Hâncești, patronat de mai mulți ani de Confederație, au venit la Chișinău, unde li s-a oferit posibilitatea de a viziona un film în format 3D la cinematograful Patria Loteanu. Copiii au fost însoțiți de directoarea centrului Larisa Dragomir și de Vasile Patrașcu, consilier al președintelui CNSM, care le-a vorbit despre importanța pe
personalității regizorului de cinema Emil Loteanu și opera artistică a regretatului poet și cineast. Copiii au rămas încântați de surpriza oferită de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Ei și-au exprimat recunoștința pentru suportul acordat de-a lungul ultimilor ani și grija ce le poartă sindicatele. Centrul de plasament temporar pentru copii în situații de risc, Brândușa, din orașul Hâncești, a fost creat în anul 2005. Anual, centrul întreține circa 50 de copii. În prezent, la centrul Brândușa se află 25 de copii din raionul Hâncești, preponderent din familii socialmente vulnerabile. Recent, în ajunul sărbătorilor de Paști, conducerea Confederației a vizitat și a oferit copiilor coșuri cu diverse produse, cozonaci, pască, turte dulci, bomboane, napolitane și alte daruri. Pe parcursul anului curent urmează să fie organizate și alte activități de sprijinire a copiilor de la centrul Brândușa din orașul Hâncești.